Dodon în programul lui electoral a scris negru pe alb că el vrea anularea acordului de asociere. Iar asta înseamnă, în mod automat, anularea regimului liberalizat de vize. Așa că să ne fie clar la toți. După 13 noiembrie, pașapoartele noastre, iarăși s-ar putea să nu mai fie bune de nimic.